Ateneul Nicolae Bălănescu a găzduit sâmbătă 15 februarie, începând cu ora 9, conferința cu tema Înțelegerea și aplicarea noului cod penal și a noului cod de procedură penală. Acțiunea, inițiată de baroul Giurgiu, a fost posibilă cu sprijinul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților și Uniunea Națională a Barourilor din România. La conferința de astăzi am avut onoarea de a avea ca invitați pe domnul Mihailu Droiu, judecător la Tribunalul București și consilier în structura DICOT Centrală, precum și membru al Comisiei de Redactare a Noului Cod Penal și de Procedură Penală și formator INM, domnul Constantin Duvac, membru al Academiei Române, conferențiar doctor al Facultății de Drept din cadrul Universității București și redactorul șef al Revistei Române de Drept Penal, precum și prezența domnului Petruș Șobanu, lector universitar al Facultății de Drept din cadrul Universității București. Conferința din sala Ateneului Bălănescu a oferit ocazia avocaților prezenți de a-și asigura 10 ore de pregătire profesională continuă la un înalt nivel. Încă de când am pășit în demnitatea profesională de decan al baroului Giurgiu, principalul deziderat a fost de a crea o relație extrem de strânsă cu Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților și iată că acum, după 3 ani de zile, pot spune că am reușit, pentru că în decursul acestor 3 ani au existat, atât în ceea ce privește codul civil și procedură civilă, și codul penal și procedură penală. Cu prilejul aceleiași acțiuni organizate la Giurgiu, în holul Ateneului Bălănescu s-a organizat o expoziție de carte, exponatele, cu tematică de specialitate, putând fi achiziționate de cei doritori a-și perfecta activitatea profesională, atât pe teme din sfera conferinței susținute, cât și pe alte teme de interes pentru avocații giurgiuveni.